Măsura oilor sau urcatul oilor la stână a rămas până în zilele noastre o complexă sărbătoare pastorală care se desfășoară la începutul lunii mai odată cu formarea stânelor sau cu deplasarea turmelor în zona pășunatului de vară. Este un obicei cu multiple conotații economice, sociale, estetice, distractive, la care participă întreaga obște a satului. Acum, în cadrul sărbătoresc, original și pitoresc, se desfășoară, după tradiții seculare, întâiul mulț al oilor, consemnându-se drepturile la cota parte din produsele lactate ale fiecărui proprietar de oi. De câțiva ani, această manifestare are loc în funcție de starea vremii după data de 10 mai, în acele sate de munte în care păstoritul mai păstrează din farmecul de altă dată. Măsura oilor este precedată de unele activități practice, cum ar fi închiderea țarinilor, construirea sau repararea stânelor, înțărcatul mieilor, alegerea oilor sterpe, tunsul oilor și al berbecilor, precum și de activități cu caracter juridic, asocierea proprietarilor de oi, însemnarea oilor, angajarea ciobanilor, arendarea suprafețelor pe care se va pășuna plata pășunatului. O etapă importantă pentru buna desfășurare a păstoritului este angajarea oamenilor pricepuți să poarte stâna în frunte cu baciul care gestionează întreaga activitate. Întotdeauna locul unde stau oile este păzit de către ciobani pe timp de noapte, câte doi pe de-o parte și de alta strungi. Înainte ca oile să fie adunate în turmă, acestea se tundă de către proprietari, se despart de miei și se înseamnă în urechi, cu furculițe, hârlețe, găurele, cu ciucuri de lână colorată sau cu plăcuțe ștanțate. Măsura oilor, unul dintre cele mai importante momente din calendarul popular, a căpătat de-a lungul timpului o semnificație deosebită, transformându-se într-o adevărată sărbătoare pastorală. După operația de măsurare a laptelui, după notarea semnelor făcute în urechile oilor și cinstirea ciobanilor, urma aprinderea unui foc, oile fiind obligate să treacă peste juratecul sau fumul acestuia. În localitățile în care pășunatul se desfășoară local, în vatra satului, practicile și obiceiurile la măsura oilor diferă, nu atât în conținut, cât în modul de desfășurare. Aici oile sunt adunate în turme cu o zi, două, înaintea zilei de măsură, care este anunțată din timp de către primărie. În această zi, totodată, suflarea satului se pregătește pentru a participa la sărbătoare. Gospodinele pregătesc mâncăruri speciale, iar bărbații au grijă ca băutura să fie suficientă. Către amiază pot fi văzute grupuri de săteni îmbrăcați în costume de sărbătoare, îndreptându-se către locul de stână. Dacă satul este mai mare, atunci pe raza lui se formează mai multe stâne. Ajunși la stână, gospodarii își așteaptă oile duse la pășunatul de dimineață. După intrarea oilor în târlă și închiderea acesteia, se derulează ceremonialul de început al pășunatului. Ciobanii înfig în mijlocul țarcului o cruce de lemn împodobită cu verdeață și afumă de jur împrejur gardurile și acareturile stânii pentru îndepărtarea spiritelor rele. În fața asistenței urmează apoi slujba de sfințire a oilor și a stânii, oficiată de către preotul satului. După acest ceremonial, fiecare gospodar își alege oile din turmă și le mulge separat. Laptele obținut se duce în coliba baciului pentru măsurare, această operație fiind făcută în vase speciale. În urma măsurii, fiecare sătean știe ce cantitate de brânză urmează să primească. La măsură nu este permis niciun vicleșug, deoarece se consideră că este de rău augur a se face vreo înșelătorie, iar cei prinși cu vicleșuguri sunt supuși unor aspre critici de către întreaga comunitate. Vechimea păstoritului este demonstrată și de aceste obiceiuri practicate încă în forma lor ancestrală, făcute în credință că ele vor spori productivitatea, iar animalele vor fi apărate de forțele malefice.